Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material atât pentru stimularea și recompensarea performanței școlare a elevilor, cât și o măsură privind protecția socială. În acest sens, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Argeș, care a avut loc joi, 12 noiembrie, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021, precum și regulamentul privind acordarea acestor burse. Astfel, conform proiectului, se vor acorda 200 de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat în cuantum de 200 de lei pe lună. Bursele vor fi primite de elevii cu domiciliul în județul Argeș, înmatriculați în clasele a 6-a, a 12-a, clasa a 5-a absolvită, la cursurile de zi ale anului școlar curent, într-o unitate de învățământ de pe raza județului Argeș, în funcție de rezultatele obținute la învățătură astfel. Bursele de performanță se acordă elevilor din ciclul gimnazial și liceal care au obținut locurile 1, 2 sau 3 la etapele naționale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educației Naționale. Bursele de ajutor social se acordă elevilor din ciclul gimnazial și liceal proveniți din familii defavorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Nu realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Prin excepție de la aliniatul 1, în cadrul familiilor monoparentale, veniturile nete lunare pe membru de familie să nu depășească 75% din salariul minim net pe economie. Nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 de metri pătrați în zonele colinare și deșes și de 40.000 de metri pătrați în zonele montane. Au promovat anul școlar anterior cu cel puțin media 8,50 și media 10 la purtare. Nu este eliminată la cursuri pe o perioadă de 3 până la 5 zile în cazul elevilor conform regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Nu beneficiază sau nu a beneficiat de alte ajutoare financiare de la Consiliul Județean Argeș. Bursele de ajutor social se acordă elevilor orfani care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Au promovat anul școlar anterior cu cel puțin media 8,5 și media 10 la purtare. Nu este eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 până la 5 zile, conform regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Nu beneficiază sau nu a beneficiat de alte ajutoare financiare de la Consiliul Județean Argeș. Conform unui amendament adus proiectului de hotărâre, vor fi acordate burse de merit elevilor care au obținut locul întâi la etapele județene ale Olimpiadelor Școlare Naționale organizate de Ministerul Educației. Amendamentul propus de noi sună în felul următor. Bursele de merit se vor acorda conform prevederilor articolului 8 aliniatul 1 literal B din ordinul 5576/2011, respectiv beneficiarilor care au obținut locul întâi la etapele județene ale Olimpiadelor Școlare Naționale organizate de Ministerul Educației. Se va introduce și articolul 641. Actele necesare sunt acte de identitate, adeverință școlară, copie după diploma care să ateste rezultatul. Fac mențiunea că o parte din Olimpiadele județene s-au ținut. Un al doilea amendament prevede ca în situația în care un elev care beneficiază de bursă socială acordată de Consiliul Județean Argeș sau printr-un program național să poată beneficia și de bursa pentru performanță, dacă înregistrează rezultate deosebite la învățătură și dacă se încadrează în criteriile stabilite pentru obținerea acesteia.